este pe lume plăcere mai mare. Taram, tam, taram, tam, taram, tararam. Ce? Păi să cu tine de ești așa euforic, ai câștigat și la loteria română? El n-a câștigat nici măcar la loteria din Spania, sclerozatule. Ai uitat că biletul câștigător nu era al lui? Era al meu, da? Face pe euforicul ca să nu-l punem să bea cafea, ca să facă economie. Ce glume de milițian ai în tine. Bă, sunt euforic pentru că astăzi împlinesc o lună de când sunt cu Zânduța. Cadou? Păi vorbești de funie în casa spânzuratului? Bună idee! Bravo, gogoașă! Dar ce cadou să iau? Ceva de la teleshopping, evident! Ca să-ți dea 3 produse la preț de 1. Și cu ocazia asta îți mai rămâne un cadou și când îmi primi 6 luni și următorul cadou îl dai când faceți anul. Cadou de la teleshopping să iei tu, nu? Ce? De fapt, stai că nici nu mai pui să iei. Na! Bă, dar rău ai fost. O scârbă, da dreptul. Și mai e și fraier pe deasupra. Că ăsta n-a glumit, a vorbit serios. De la teleshopping chiar poți să iei produse de calitate dacă nu știi. Uite, am văzut eu cu ochii mei un set de vase de gătit țâță de mâță. Ce vorbești, mă, să zică că o vreau la cratiță? Na. Nu, ok, atunci iei... iei un mop, că am văzut eu unul care face economie la apă. Ăsta e inventat special pentru tine, pupăză. Da, și să știi că îți dă cadou la mopul ăsta care face economie un set de lux de îngrijire a călcăilor. Și dacă vrei, poți să-i dai doar setul de lux. Și mopul păstrezi, să nu creadă că o trimis la jmotru. Faceți voi mișto, cheilor, că într-o zi o să fac mișto și eu de voi și o să înlocuiesc broasca, mă, și nu o să mai puteți să intrați în casă. Pupăză, eu n-am zis nimic, să nu uiți, da? Zlingăule! Nu zici, mă, că ai putea fi circar? La meserie mă refer, că la caracter ești. Auzi, dar s-o termina programul sau de ce o jonglez aiurea? Zici mie dacă s-o termina, să mă duc să-mi fac o manicură, ceva. Ți-ar strica. Ce ai zis? Să nu ți-o strici pe asta, că e foarte mișto, e super. Mă, să știi că a fost asta până să mi-o strice praful de pe dosarele de la arhivă. Așa că ia du-te, mătăluță, și șterge-le filă cu filă. Și dacă mai găsesc vreun firicel de praf pe dosare, o să-mi fac manicura din banii tăi. Dar ce sunt eu, măi? Mirabelo, Salahor, referendum, poliție, băi? Eu sunt Dita mai... agentul principal, cum să fac așa ceva? Și vrei să lăsăm dosarele strict secrete și de maximă importanță pe mâna vreunui Dorel? Așa inconștient ești tu, agent principal! Zâm, vrei să o anunți pe șefa că refuz ordinul? Zâi! Nu refuz niciun ordin! Hai, spor la praf, adică la treabă! Și mersă! Măti! Ce, popunesule, tot îți mai face curte ucigotoaca? Nu mă auzi ce vrea, că să mergem amândoi și să ștergem praful de la arhivă, de pe dosare, dar filă cu filă, să nu se mai murdărească ea. Păi... Băi, e sigur că parcă numai ție îți poartă sâmbetele. De fapt, vrea să ne arate ea nouă că ea e superioară și că... Mamă, ce țărancă parvenită! Așa, moldovianco? Vrei război? Păi atunci o să ai parte de război! Prețuleu ăștia, frate! Ia uite-vă, mup! Așa! Perfect! Mai eu? Nu mai eu! Ok! Agenția de turism Tur vinde vacanțe de vis ieftine. Tare! Ce face?
Studiosul ce meu? Ce să iei? Opa, căutăm oferte turistice? Da, adică nu, mă uitam pe asta pentru că ăștia sunt niște parteneri de afaceri de ai noștri. Adică noi le facem reclamă prin firma de producție TV. Suntem practic asociați. Vacanțe de vis prin agenția de turist Tur-Tur. Măi, cam aiurea, că cine nu știe engleză sau franceză o să citească pe litere Tur-Tur. Și iese tortur. O să înțeleagă că e tortură și nu relaxare. Eu zic să le sugerez să schimbe numele. Că doar sunteți asociați, nu? A, da, le zic. Ce bine că ai observat, auzi. Pe loc repaus, băieți. Ce faceți, mă, vă jucați de-a doctorii? Nu, șef, dar menajere. Așa a ordonat agent Mirabela, mâna dreapta lumea tale, bre. Așa rușine n-am pățit în viața mea. Păi e posibil să vină din fundul Moldovei să ne pune pe noi agenți principali cu experiență, cu pregătire, să curățăm arhiva de praf? Și nu oricum, filă cu filă? Și mai ziceți că noi o persecutăm pe Moldova. Stai, bre, și matale. Uite, la albul ochilor, că e plin de maro! Ce ne facem dacă acum vine un petent? Trebuie să luăm urma un infractor. Cine dracu mai vede cu ochii ăștia plin de praf vreo urmă, vreo ceva? Nu ne scapă printre degete? Face special ca să ne scoată de mână, ca să ia toate cazurile. Și eu mai sunt și alergic la praf. Și eu am înțeles. Deci Mirabela vă persecută. Exact. Echip. Păi atunci avem într-adevăr o problemă care trebuie rezolvată imediat. Așa, șefa, luați măsuri. Bă, că șefa-i tare. Hai, sunați aici și faceți-vă o programare la psiholog. La psiholog? Exact, că alergia pe care o aveți este mai mult ca sigur un caz de intoleranță masculină la șefia unei femei. Ăsta e primul simptom. Nu avem și fac nicio alergie, zău, am glumit. Păi ce, vedeți pe noi vreo bubă, ceva? Nu. Și-a făcut și noi spirit de glumă. Suntem sănătoși tu. Și negarea este al doilea simptom. Hai, mergeți și sunați-o și spuneți-i că veniți din partea mea. Să vină să vă examineze rapid. Puteți folosi biroul meu pentru consultație. Hai, fuguța! Trăiți, trăiți. Mirabelo, nu crezi că ai exagerat când ai pus pe Poponeț și Chiorete să șteargă arhiva filă cu filă? Dar nu-i adevărat, șefa! Și l-am pus doar pe Poponeț și nu filă cu filă. Așa, în mare, ca să se vadă că s-o mai umbla pe la dosare. Să nu vină, Doamne, iartă-mă, vreun control să zică că nu ne interesează cazurile mai vechi. Bravo, agent! Nu contenești să mă uimești. Servesc secția să trăiți. Auziți, șefa, a venit un caz nou. O agenție de turism a vândut mai multe vacanțe exotice inexistente. Sunt 24 de plângeri până acum. Cum se cheamă agenția? Are un nume parcă-i predestinat. Tour Tur. Doamne, cât de masochist să fii să-ți cumpere o vacanță de la unii care se cheamă așa. Își merită tortura, fraierii. Ocupat, hă? Ai naibii! Urlați că-i sărăcie, criză! Dar blocați liniile la vacanțele exotice! Ce facem, mă? Cum să tu vrei să pleci în vacanță exotică și pe noi ne ții pe leafă de 2 lei? Care 2 lei? Care 2 lei? Că aveți cu sutele! Vacanța mea e de 2 lei, că e la promoție! Și de-aia nici nu prin linia! Că sună toți părliții, toți fămiștii! În loc să-și țină banii pentru întreținere și ratele la casă, lor le arde de destinații exotice! Dar lasă, lasă! Că atunci când o să intre în foame și o să le scoată banca casele la licitație, cine o să le ia pe doile? Cine? 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 Tu? Exact! Ca să le stea exoticele în gât. Să răntoci naibii, mai loc de ei! O să mă pupusă, dar de ce nu ții una de-aia scumpă? Că pe alea sigur nu e bătaie? E, nu! Te pui cu parveniții? Cu cioditorii? Păi aia aruncă cu banii în stânga și în dreapta doar așa să epateze, că doar n-au trudit pentru ei. Eu n-am bani de aruncat pe fereastră, că dacă aveam... Vă măream vouă leful!
farfurile. Nu, no, nu, no, că mă duc peste ei, spun. Ce are asta, mă? Nu se duce așa de sperat. Să-și ia vacanță exotică! Pe banii noștri, din leafă! Din 2 lei? Dar unde se duce la muzeu? Ah, iubito! Dar ce faci aici? Nu ziceai că ai treabă? Ba da, dar mi s-a făcut dor de tine, nu te bucur? Ah, ba da, cum să nu mă bucur? Sigur că mă bucur. Mi se pare mie sau ești ușor agitat? Ceva probleme? Ah, nu, nici vorbă cum să fie. Eu sunt bucuros că te văd. Și de-aia mi s-a și ridicat adrenalina. Și cum merg afacerile? Tot ok? Da, tot ok, că doar știi că eu sunt mână de fier. Și alea cu turismul? Care e turismul? Cu agenția, e tot în regulă. Uite, chiar acum mă duceam la ei să le spun să schimbe numele, că într-adevăr, Tur-Tur sună cam aiurea. Apropo, n-ai tu vreo idee de nume? Țep-Tur? Țep-Tur? A, da, Țep-Tur, corect că se face legătura cu Țepeș, cu Dracula, cu... iubita mea, deșteaptă, super! O să le zic. Dacă dai de ei. A încercat și ea să sune și n-a prins linia liberă. S-a prins! Auzi, nu mă ieși pe mine la ei la sediu să studiez și eu ofertele, că sunt amatoare de excursii. Da? Cum să nu te iau? Bineînțeles că te iau, că dar n-am cum să nu te iau, că dar că nu te iau, eu nu te ia nimeni. Adică, normal că eu te iau. Dar să știi că eu nu merg acum pentru că dacă ai venit tu, nu poți să rezist la o asemenea ofertă. Hai sus. Pupăzel mi se pare mie, da? Sau încerci să schimbi subiectul? Mai bine mi-ai spune ce legătură ai cu agenția asta până nu e prea târziu. Că dacă nu, o să-mi fund arestul cu tine cât mi-ai fi tu de drag. Și o să stai 30 de zile ca luna de miere la ofertă. Bine, dragă, bine, uite, dacă vrei, dacă ții morții și spun. Vreau să te duc într-o mini-vacanță. Păi parcă ziceai că sunteți asociați. Ai schimbat minciuna. În cazul ăsta, ți-ai activat oferta, dragul meu. Oh, vrei să o facem în arest? Oh, ce kinky. Dă, Doamne, să fie bună! Măcar cum era Teo! Da, păi, dar la cât sunt de surexcitat din cauza lui vrăjitoarea asta moldoveancă, tare bine mi-ar prinde mie să mă întindă un pic psiholog așa pe fotoliu, uite așa, op, uite așa, op... Bă, ce numai la măscărișa de capul la gol? Bă, tu ești prost, mă faci prost! Gol? Adică fără de păr, mă chempes! Și ce dacă n-am păr, și ce dacă n-am păr? Ce, unde știi tu ce-i place lui psiholog? Poate îi plac chelioșii, ca mine? Îmi plac poponețule, dar nu genul tău. Că dacă îmi plăcea genul tău, mă cuplam cu tine din sezoanele trecute, nu? Teo! Ce faceți, mă, băieți? Teo, mură! Teo, tu aici? Ce frumoasă ești! Da. E adevărat ce-am auzit? Ce? Stați tot împreună? Da. Cu Mărlanu, cu Emma, cu Panda? Nu-ți? Noi șadem împreună în vila lui Pupăză. Cașca fiindcă a câștigat la lot împreună cu Gogoașa o vilă. Da, și are și bar. Acolo stă Van Damme cu Emma. Dar, auzi, dar de ce nu ne faci tu nouă vizită? Cred că Pupăză s-ar bucura foarte tare să te bă. Cred. Da, mă, și poate să ne consulte acolo, mă, nu aici la secție, să ne afle toți colegii, să creadă lumea și să se ducă bucur că noi suntem sandili. Aveți răbdare, să vedem cât de gravă e problema. Poate e vorba doar de o simplă angoasă și o rezolvăm într-o ședință. Da. Am înțeles că discutăm despre o colegă de-a voastră care va deveni șefă, nu? Nu e șefă! Nu e o tentativă de șefă, este o nenorocită și o moldoveancă de șefă este! Da, este o închipuită, o terfiloacă și o scârbare! Da, o să avem cam mult de lucru. Vezi? De-aia trebuie să mergi la vilă, că acolo o să stăm și noi mai relaxați. Să rămână șefă. De ce m-a schimbat? Am făcut ceva penal? Asta urmează să stabilim. Ia zi, Tur-Tur îți zice ceva? Da, e o agenție de turism. Dar e una țepară. Adică știați că sunt țepar și v-ați asociat cu ei deliberat? Adică ne-am asociat cu ei? Eu apar n-am. Adică Pupăză s-a asociat cu ea și eu nu știu nimic. Gogoașă, nu încerca să arunci vina numai pe el, că ai spus adineaur că-i știi. Păi știu că am citit într-o revistă despre ei și în felul ăsta le-am aflat ofertele. Dar am aflat că sunt și țepari. Dar de unde știți că s-a asociat cu ei? A recunoscut că l-am prins cu oferta în mână. Mă rog, când l-a luat mai tare s-a panicat și mi-a băgat o minciună, cum că vrea să iau o vacanță de la ei.
Păi chiar voia să iau o vacanță, că toată dimineața asta pe telefon ca să facă rezervările. Asta nu trebuia să vă spun, nu? Ah, ce prost sunt! Asta trebuia să rămână secret. Ah, prost. Da, adică... Stați puțin! Vreți să spuneți că a făcut rezervare chiar la agenția asta, la tortură? Păi să înțepar, trebuie să mă duc și-i spun să nu trimită banii! Lasă că-i spun eu! Măi, Zenuța, eu înțeleg să fim kinky, dar nu puteai să mă închizi mai aproape de momentul când rămâneam noi singurei? Nu de alta, dar am deja o oră de când stau aici singur și nu e prea excitantă ambianța. Pupă să încetează că nu te-am băgat aici pentru ce crezi tu. Chiar erai arestat. Mă, Zenuța, tu glumești, nu? Nu. De ce ai mințit că te-ai asociat cu agenția de turism? Păi, pentru că vreau să-ți fac o surpriză și să iau o vacanță cadou. Că aniversăm o lună de când suntem împreună. Dar mă rog, ți-am zis după. Știu, dar credeam că vrei să-i acoperi pe țeparii ăia. Da, au înșelat peste 20 de persoane. Le-au luat banii și nici măcar în autocare nu i-au urcat. Uite, citește. Agenția de turism Tortur vinde vacanțe de vis ieftine. Și mai jos? Doar în vis pentru că sunt vacanțe inexistente? Păi da, mi-a lipsit bucata asta de pagină. Acum înțelegi de ce te-am închis? Mă ierți? Da, să știi. Să știi că o să trească să mă împași puțin pentru că m-ai rănit crezându-mă țepa. Și tu pe mine că m-ai mințit. Sper să fie ultima dată. Da, da, a fost o minciună nevinovată așa, ca să ascund surpriza. Știu, pupăză, dar după o minciună nevinovată vine una vinovată, că se deschide cutia Pandorei. Nu mai bine îmi spuneai tu adevărul? Că luăm excursia împreună, jumate-jumate. Că dacă pun și eu bani, chiar luăm ceva de 7 stele. Mă ocup eu. Că 7 stele? Auzi, iubito, iată-le naibii de excursii, că cine știe peste cine mai dăm. Vezi cum e cu țeparii ăștia? Numai bine aniversăm noi la cabana Plăpumioara cu șampanie franțuzească, originală. Ok, dar nu era niciun risc, că ne-o rezervat Ticu. Și ieftin, că are un agent de turist care e dator. Păi hai atunci, că dacă se ocupă de Ticu, nu mai... sigur nu mi-e țeapă. E, lasă acum, că mi-ai făcut poftă de cabana Plăpumioara. Sau, mă rog, Zen Resort and Spa, că o să mă ocup eu de toate pregătirile. Gata? Da. Hai, mă, băieți, hai. Poftim. Gata, și eu. Bravo. Ia să vedem ce avem noi aici. Chiorete. Da. Palpitații pe la amiaz, cam ca alea când o vedeam pe bănănuța mea pe cătișor lângă vreun client mai chipeș. Papaneț. Aciditate gastrică, cam ca atunci când o văd pe șefa cu pupăză. Da, cu un pansament gastric trece. Teo, după părerea mea personală, chestionarele astea are mai multă legătură cu medicina internă decât cu psihopupul. Da, Chiorete, pentru că psihicul influențează somatic. Adică atunci când somăm? Adică mai pe înțelesul vostru, ceea ce se întâmplă cu organismul vostru îmi poate spune ce se întâmplă la voi la mansardă. Păi ce dragi de-a mea se întâmplă la noi la mansardă când noi șadem jos la parter? Bă, problema noastră e Mirabela. Dar eu nu prea cred. Băi, Teo, tu le faci? Tra-la-la? Tra-la-la, cam da. Dar nebun frumoși, că sunteți nebuni după femei. Adică îndrăgostiți lulea. Mătăluță de cătișor și mătăluță de zenișor. Și vă frustrează că nu puteți să fiți cu ele și nu puteți să tolerați lângă voi nicio prezență feminină și mai ales una care pare autoritară. Nu pare, chiar e Mirabela, e autoritară. Ea e problema noastră. Da. Și atunci ce n-apare nicăieri în aceste chestionare, îmi spuneți și mie? Dacă era doar Mirabela problema, apărea peste tot și era simplu. Dar așa, dragostea neîmpărtășită e o mare problemă și o să ne ia foarte mult timp. Și asta este. Și cum este? Salut, băieți! Bună, Teo! Bună, pupăză! Teo! Ce cauți? Ce mă bucur că te revăd acum! Cine? M-au invitat băieții. Te-au invitat, vai, ce frumos din partea lor! Păi, și te-au servit cu ceva? Așa gazde sunteți, mă? Haideți imediat să pregătim ceva pentru Teo! Imediat! Să pregătim, că doar a venit încoace la mine! Bă, sunteți idioți! Mi-ați adus fosta iubită în casă ca să-mi faceți probleme cu Zen! Ce ai, mă, ce ai? Am adus-o că ne consiliază psihologic într-o problemă!
Bună, draga mea! Salut, băieți! Săruna, șefa! Ați văzut că v-am ascultat sfatul și am început tratamentul cu doamna psiholog? Și să vedeți fază! Noi ne cunoaștem cu Nei de mai mult timp, de când era iubita lui Pupăză. De-aia acum aici. Și de minte iubită! Ea a venit ca să-i trateze pe ei. Eu nici n-am știut că e iubita mea. Adică a venit ca să... Pupăză, calmează-te! Eu am știut că Teo e prietena mea. Hai, te pup, te pup. Cum se face că tot timpul sunt prieteni între ele, așa? Și chiar mi-a pus o vorbă bună când am întrebat-o ce fel de om ești. I-ai întrebat-o? Dar nu eram inconștientă să mă arunc cu capul înainte într-o relație cu un tip cu renume de crai și despre care se mai spune că e și chitros pe deasupra. Și în plus, i-am zis că nu mă mai interesez Pupăză decât maxim profesional. Păi normal, una caldă, alta rece. M-ai lăudat și acum o fă-mă nebun. Nu din punct de vedere psihologic mă interesez deșteptule. Pot să te consiliez politic dacă mai ești interesat să candidezi. Că mai nou, sunt vicepreședinta Partidului Extremist Creștin și Democrat de stânga-dreapta din România. Și mi-ar prinde bine un candidat cunoscut așa ca tine. Și să știi că ai avea mai multe șanse să câștigi. Crezi? Mersi, dar nu mă interesează politica pentru că ocupă prea mult timp. Și eu vreau să-mi petrec tot timpul alături de iubita mea. Ok, dar dacă te răzgândești, ai aici contactele mele. Da? Ai văzut, da? Mm-hmm. Și acum gata, mutați-vă feromonii în dormitor. Mi stresez că ăștia doi mai tare decât sunt. Să știi că șarpele de Poponeț a adus-o. A făcut special ca să bage zâzanii între noi. Mi-a zis mie, Chiorete. Serios? Păi atunci hai să dăm motiv să continue cu Teo. Că poate se cuplează cu ea și scăpăm. Mirambeluțo, sunt în arhivă și praful e de două degete. Ești sigură că l-ai pus pe Popone să curețe? Păi înseamnă că nu prea te ia în serios, măi, fată. Ei, nu chiar cu limba, că nu vreau să mă umplu de streptococi când l-ai luat la mână. Hai, succes! Pa! Ce-i asta? Cadou de la mine, pentru că împlinim o lună de relație și pentru că mi-ai salvat banii de la țepari. Mersi frumos, chiar îmi doream așa ceva. Nu? Auzi, dar nu venea cu un mob magic? Ba da, dar nu ți l-am dat ca să nu zici că te pun la șmotru. Este pe lume plăcere mai mare. Taram, tam, taram, tam, taram, tam, 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 pam, pam. Ce ești, băi, așa ai un fărit, băi, cu păză, ce? Ai câștigit? Taram, tam, taram, tam, taram, tam, 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 pam, pam. E ceva, nu știu, cum să o iau. Da. Dă de jos în susa. Ai câștigit? Gol, adică fără de păr, mă chempes. Păi chempes are lațe, mă. Mă chempes. Să mor eu. Uite, să nu mă miști de aici dacă te mint. Nu i-am scos primul cuțitul. Ăia lui Baros, că știi că e violenț. Aha! Ai văzut și era și Baros cu ei? Nu l-am văzut, că eram cu spatele la ei. Fugeam. Fugeai, hă? Da. Oh! Și cum ai ajuns mahalul ăsta dacă fugeai? Am sărit un gard și am nimerit într-o curte plină cu gâscani și erau călduri. Bă, tu mă crezi prost? Oh! Bă, tu știi cine sunt eu, mă? Chiorete! Chiorete Ilarie! Exact! Toată lumea mă cunoaște! Poți să cred așa ceva? Nici o vreme! În sfârșit mi-a auzit
eu rugăciunii legi l-am găsit pe coșteluș al meu. Că dacă îmi călcat, să mă rog, l-am căutat. Că de ceva vreme sunt internat acelea în spital. Că mi-am făcut inima rea, că nu-i dau de urmă și era să mor. Dar m-a ținut bunul Dumnezeu, știa el, dar ce mă ține? Cum ați reușit, mă, pe genghilor, să vă ascundeți de mine așa de bine? Tata, tatișor, să știi că eu nu șat cu Costelul să-l bat. Ionete! Da, tatișor! Știi ce? Lasă minciuna! Că dacă nu vă știu, voi stați toți patru împreună, că sunteți legați visceral ca și amici. N-aveți cum să vă despărțiți! Nu sunt vietnamez, într-a? Și ce? Și ea, acum așa într-o locuință dată de la Cirvici, bre! Da, așa mort-o! Parol de onor! Și cu cine și azi? Cu el și-a bre! Și Costelușa al meu unde șade? Zi! Cu drag să-l pierd, doamne iar! Nu știu, bre! Și pentru mine e o enigmă! Chiarătești, vrei să cred vrăjeala asta? Da, nu-i vrăjeală, tătișor, să n-am paie la măgar! O să cred măgăria asta numai după ce o să văd eu cu ochii mei locuința aia de cervici. Și mă duce acum, că acum face ștelară, hai! Ce mai e? Nu se poate acum! De ce? Nici într-un caz! De ce, mă? Căci că fiindcă eu acum sunt la datorie, bre, sunt în timpul cerviciului. Pe loc de pot! Mă aflu într-o misiune. A venit la scârba asta ca să-i șmurg o declarațiune. Și al dracu să lasă așa de greu, nu pot să-i zmul nimic. Nu, e caz grav ăsta, n-am cum. Adică, durează foarte mult. Adică pacientul e infractor? Infractor! Și nu zice nimic. Deosebit de periculos și de mut. Bă, o să zică, bă, că-ți arătă cum se face. Hai, dă-te la o parte. Ești gata! Gata! Să-l vezi spate. Să rămână tanti. Tanti, mă, taban! Eu s-o divă, da? Ascultă, bă, dreanțe penale. Dacă în 5 minute nu spui tot lui domnul poliția aia ce de face, o să stau eu de vorbă cu tine. Corp la corp. Și când zic asta, nu mă refer la bătaie, că eu nu bat copii, înțelegi? Eu iubesc, mă pui mic. Ai înțeles? Doamna mea, asta uite cum s-a întâmplat, dați-mi să notez, vă rog. Să zici, bă, cum se face? Scrie, bă! Pre, tătișor, mă tale cu copii? Păi nu mai ești credincioasă, bre. Mă, că ăsta nu știe. Nu, ce prost e. Calaca cel mai. Și am câștigat. Aveți 10 minute, înțelegi? Băi, notează cu talent că aveți doar 10 minute și dacă nu termine 10 minute, vin eu peste voi și terminați cu mine. Da. S-a înțeles? Da. Bre, dar servesc, bă. Știe că te găsește, dragi, panoramul. Ia uite, nu mă poți. Ce vrei, mă? Popolețule, urgie mare! Ce, mă, ești la vagabonde? Hai, slavă Domnului! Nu, de-aia te-a sunat, sorocule! M-am întâlnit cu Odoroaca, face to face! Strânge urgent toate boarfele noastre de la vilă și du-le la locuința de cirviți la Mirabela, că eu acolo i-am zis că șadem. Și vrea să vie să se înconvingă singură, mă! Păi și de ce n-ai bine zis asta, mă? Și ce vrei, bă, tampitule, s-o adu la vilă, să rămâie pe capul nostru? Bă, fă așa cum îți zic, eu n-am timp de detalii acum. Eu zic că vine apocalipsa și tu mă întrebi dacă e cu apă, cu foc sau cu cutremur. E apocalipsa cu de toate, bă, la un loc. Scrie! Nu mă știu. Te sparg? O chem? Vreau să vă fac vedete într-un clip. Wow, ce tare! Tare, tare? Dar pe câți bani? Că eu tare, fără bani, nu accept decât de la Van Damme. Stai liniștită, Emma, că sunt și bani. Că filmulețul este făcut din fonduri europene și tratează relațiile între persoane de același sex. Păi atunci ar fi trebuit să zici din fonduri europene, nu din fonduri. Și nu cred că tratează nimic, că ăștia sunt incurabili. Păi, mă, dar nu te știam așa homofobă. Păi nici nu sunt. Eu sunt heterofană. Adică îmi plac bărbații. Deci nu m-ai găsit bine pentru clip. Da? Adică refuzi 1000 de euro? Ce trebuie să fac și cu cine? Cu Nasti, că doar de-aia am chemat-o. Voi două formați un cuplu de... Știm ce? Treci la acțiune! Hai! Și tocmai v-ați certat. Tu vii acasă ofticată și îi reproșezi ei că e singura care aduci bani în casă.
Și că ea stă toată ziulica la televizor și se uită la telenovele. În schimb, ea ripostează și se apără spunând că îngrijește casa, că o ține curată și că are grijă de tine. Adică discuțiile obișnuite dintr-un cuplu normal. Astea sunt discuțiile dintr-un cuplu normal? Știam eu de ce nu mă grăbesc să mă cuplez. Da, măi, Nastie, dar după aia urmează împăcarea. Adică partea cea mai dulce. Iată ce înghețată, ciocolată, tort. Nu, vă băgați în pat, spate-n spate, că sunteți certate. Dar după aia tu regreți reproșurile făcute și te întorci către ea și o mângâi și îți ceri iertare. Înțelegi? Ea înmuiată se întoarce către tine și atunci intră... Bărbatul mi-l face crize, da. Intră sloganul. Toate iubirile sunt la fel. Și vă luați banii. Cum e? Nașpa, că dacă mă văd ai mei că mă iubesc cu o femeie... E film, e artă. Dar dacă te văd ai tăi că te dezbraci în bar pentru niște bani, crezi că o să fie mai mulțumiți? Gândește-te și tu, filmulețul ăsta s-ar putea să te lanseze în cinematografie, eh? Ce zici? Și nu o să mai fi nevoie să dansezi în bar. Hai, fată, nu fi bleagă. Dacă mă bag eu o femeie serioasă, înseamnă că e în regulă. Pentru că a venit baba, nu înțelegeți? Luați-vă toate bulendrele odată și plecați. Poponețule, dacă asta e vreo schemă să-mi strici intimitatea cu iubițâcul meu, să știi că ți-ai luat țapă. Eu nu vreau să plec nicăieri. Bine, ok, tu poți să rămâi, că e locuință de serviciu și ai tot dreptul. Dar ăsta trebuie să care. Ce vorbești? Adică de ce-ți plec eu mai prost? Adică-s milițean ca tine sau care-i treaba? Ce crezi, că nu știu, că vrei să mă tirez de aici ca să te mustu cu Mirabela s-o filtrez? Cu ea? Băi, tâmpitule, dacă vreau să o filtrez, o filtram de mult, bă, de când trageai de mine. Ai tras de el? Minte, iubire, eu n-am tras niciodată de el. Auzi că n-am tras niciodată în tine. Ci tu nu te-ai cuplat cu ea atunci că nu știi cum să-ți fie șefă. Dar acum că știi repede, te-ai băgat pe ea de interes, profitorile, de frișaturile. Păi atunci rămâi aici, bă. Rămâi aici, Mârlan, nu e nicio problemă. Se aduce aminte când a vrut să te ia baba de bărbat? Ei, fii atent că acum că e bătrână, stă să moară, sigur o să vrea să moară măritată. Rămâi! Sau o fi vreo stratagemă de-a lui Chioreti ca să-și elibereze dormitorul, că o vine ea, Cati. Băi, nu m-am gândit la asta. Mamă, ce tâmpit el omor pe peizan! Mamă, iar m-a păcălit! Părere că te-a păcălit! Tu te băcați, mă, că nu vine nicio babă, mai lasă-ne în pace. Asta vei ce-i fac. E, las că vezi tu, peizane! Haide, statișoare! Să rămână! Să rămână, tanti! Vai, ce surpriză! Dumneavoastră în carne și oase! Ce rost mi-e crede? Ia, verifică, na! Nu, nene, asta, tanti! Să rămână, tanti! Bună, măi, fătuc! Bă, capăre, ce nu mi-ai zis, bă, că stai și cum era Biela, a? Cașca mică mi-a zbat piuitul, tantișoare! Bine, asta e, păi dacă stai și cu Mirabela, poate mai stai și cu altcineva, a? Nu, tante, nu, tante, da, n-avem loc aici, unde? Hai că îmi voi doi, n-am încredere, fătucă, să-mi spui adevărul. Știi ceva de coastelul și-al meu? Nu? Dar nici de mălarul nu știi nimic, că la era limbă după tine, nu tocătat? Nu, tante, slavă Domnului, nu. Nu? Bine, să mă cred. Acum să mă odinești, puțin. Scârție, tanti, că e o vechitură. Ce faci, măi, fetu, că mă faci vechitura și pe față că te târnui. Nu, tanti, la pat mă refeream, că scârție, că e vechitură. Hai, tantișor, dacă tot ați venit până acilea, să vă prezint și restul crășii. Ca să vă convingeți că nu e și Costeluș cu noi sau oricare din ei. Păi, voiam să vă pupata. Lasă, bre, tragi cu ochiul, e surpriză, bau! Hai! Hai! Haide! Haide, bă, ginerică, fugi acum, dacă nu, te însoară! Hai! Eu sunt gata! Da, mai Nastie, oi fi tu gata, dar nu e Emma, că a pocnit-o... Van Damme? Dânia? Nu, mă, a pocnit-o migrena și s-a dus la farmacie să-și ia niște pastile, tocmai acum. N-ai știut o prietenă care vrea să se lanseze pe sticla? Ce mă fac, că trebuie să predau materialul până... Vai cum stăm cu nerul ăla. Auzi, mă, n-ați văzut-o pe...
Continuat și eu n-am văzut nimic. Da, bravo, Gogoșe. Bandame, stai pe loc, stai pe loc, nu e ceea ce crezi tu. Nasti trebuie să filmeze într-un videoclip împreună cu nevastă ta, care m-a lăsat cu ochii în soare. Și acum ce... Ia stai. Ai putea să joci tu în rolul ei? Glumești? Da. Cum joace lesbiană că e bărbat? Păi îl mă chem, că mai știu că femeie și este super. Bă, ce? Adică tu vrei să joc lesbiană să mă... Da! Cu Nasti? Cocoșe nebunit! Vreau să scotă ei mă ochii cu ghearele și să vă ghirești și pe voi că mi-ați propus? Mă îndoiesc că dacă joci, îi salvezi 1000 de euro pe care nu mai capătă dacă nu filmează. Adică îi mă lua 1000 de euro să... Nasti? Bă, nu fi fraier, mă, că poți să fii singurul bărbat care o poate pipăi pe asta mică, legal. Și până se întoarce nevastă-ta de la farmacie, noi chiar terminăm. Că știi cum e acolo? Bă, 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 moști, de ce poți să luce? Bă, bă, fai, fai, că mi-e bună. Hai să-mi gură că mi-e recomandat după aia. Ce mai tu că ești moști, bă? Înțelegi? Și durează vreo 2-3 ore și până se întoarce nevastă-ta, noi terminăm. Pupăze! Pupăze, stai că arde! Arde? Unde? Unde? Cheamă pompieri! Stai, bă, subitul, e cum vorbeam la propriu, la figurant! Arde, e o figură de stil, mă! Să vezi ce-ți bag eu una în figura aia de stil, dacă mă mai minzi, mă! Bă, tu ești nebun, dacă făceam stop cardiac, tu știi cât costă un bypass? Dă de raiba să știu, că nu schior! Mai e pe la iarnă, că nici nu spârtile cu zăpadă, până... Vine Armagedonul, pupăză! Dar ce schio vine? A venit! A venit! A venit! A dat la știri? Cum? E cu tremur ce? Cum a venit? E baba! A dat buzna peste noi, garsonier, a venit cu chiorete, cred că ne-a mirosit turbele. Dar nu știe de tine, de Gogoașe și de mine pe unde ne facem veacul. Și atunci trebuie să vin să stau aici, că chiorete popoleții a zis că și-a de ei doi în garsonieră, ca să ne salveze, înțelegi? S-a sacrificat pentru noi. Auzi, știi ce? Nu ține! Eu știu că asta este altă strategie mârlănească de-a ta, ca să te muți înapoi aici, la Huzur, la Traine Neacă, pe banii mei. Deci nu mă crezi. Bravo, te-ai prins. Acum hai, înapoi la tine la coteț. Stop! Băi, ce faci, mă, tu mă faci cu nervii? Ce joc este, mă? Eu într-o oră trebuie să deschid barul și noi n-am ajuns nici măcar la jumătate. Mi s-a părut că aud un zgomot care ne deranjează și tocmai de-aia am să... Ce zgomot, mă, că eu n-am auzit nimic? Anastasia, stop, pauză! Pauză? Du-te, te rog frumos, jos și adu niște apă să ne răcorim. Hai, că nu mai pot, nebunesc! Bă, Vandame, tu ești bou sau pe oraș? Nu pot, mă, Gogoașe, nu pot! Eu sunt de oraș doar cu Emma! Vandame, hai, mă, nu fi fraier, mă, că este ocazia vieții tale, mă, unică în viață! Ai posibilitatea să mângâi, să pipăi un săiță, cum este Anastasia, fără obligație! Alții au omorât pentru asta, de exemplu eu! Și s-ar putea să o fac, că dacă nu termin materialul până la prânz... Hai, concentrează-te, te rog frumos! Durează doar 3 minute! Fii, mă, și tu vesel, 3 minute, profită de viață, 3 minute, mă, hai, mă, ce dracu, mă, că ești bărbat! Ok, Gogoș. Așa? 3 minute. Așa trebuie, 3 minute. O rundă. Ultima rundă. Ultima dublă. Bravo, o fac, mă! Așa, ultima campionul rundă. Meu, da, hai, antrenează-te, ultima dublă. Auziți? Eu mă duc la birou să vă împuiez dilazen. Găsesc eu un motiv. Și când s-o scula, vă asigurați că e direct în tren. Cu biletul în mână, ca să nu cumva să coboare nașul. Da, fugi! Hai! Ia zi, purcelușule! Cum? Băi, tâmpit, cum adică nu te crede? Ah, vom făi tembel! Bă, eu trebuie să mă duc să dau o fugă, să vorbesc cu ăla! Ce vorbești, mă? Lași pe mine singur aici cu Godzilla! Nu mai, merg și eu cu tine, că ai zis că somnul de frumusețe durează mult! Hai, hai! Mă credeași proastă, careliilor! Gata, Gogoș, de drum! Ultima rundă! Tu ai zis! Vandame, băi, hai o surpriză! Iartă-mă, iubito!
Promit că nu o să te mai supăr niciodată. Da, nu ne-am certat, tăurașule. Încă. Emma, ce faci aici? N-aveai migrenă? Ba da. Mi-a zis Nasti că bărbățelul meu drag și scump are nevoie de ajutor. Că mă iubește atât de mult încât nu poate să atingă altă femeie. Exact. Nici nu știi ce greu mi-a fost. Dar acum că ești tu aici, o să ne iasă din prima. Gogoașa, dă-i drumul. Hai. Dame, n-am venit să joc cu tine. Tot cu Nastia o să joc. Să ne iasă filmarea cum trebuie. Să mai fim solicitate și altă dată. Gogoașa, cum? V-am adus apă. Hai, femeie, odată, că mă pognește iar migrena. Hai. Degaje, madame, degaje. Cum? Săruiule, tu ți-ai pierdut mințile? Ori instinctul de conservare? Adică? Alo, e replica mea? Băi, măi, lasă-mi eu mă cu drepturile de autor. Adică îți spune ăsta că noi suntem cu capul pe butuc și tu vrei să verifici acum dacă toporul e de butaforie sau e adevărat. Bă, da, m-ați omorât cu figurile astea de stil. Vezi? De-aia știu eu că sunteți înțeleși. Pentru că vorbiți la fel. Vorbim la fel? Căci că fiindcă noi toți trei am văzut moartea cu ochii. Tu încă nu, dar nu-i timpul trecut. Deschideți ușa, că știu că sunteți acolo pe zilvenghilor, că v-am luat urma. Mama! Fotoroacă! Ce fute? Deschideți ușa, că dacă nu o spart... Deschideți-i, că dacă mi-o spart și mi-o plătiți. De ce nu intră? Stai, tati, șor! Tati, acum stai așa! Stai! Vai, ce elegantă sunteți, tătișor! Elegantă-i, mă, da! Olele, măi! Deci așa mincinoaselor! Ce? Stați în locuință de cervice, hă? Dar are bani poliția! Dacă vă permite cu asemenea viloaie! Dar nu e a noastră, bre, e o zi! Oi! E o vilă care a fost spartă, tătișor. Și noi am venit acelea ca să luăm urma la infractori, să verificăm infracția. Dar proprietarul unde e? E la birou la el, tătișor. Că ăsta nu-și permite să piardă timpul pe acelea să piarză bani. E deja proprietarul. Și nu e un el, e o ea? Bună ziua, doamnă. Mama e măta. Salut, băieți! Ce, nu-i păpăza acasă? Hai! Iubito! Iubito! Iartă-mă! Nu-mi pare rău pentru ce-am zis. Mie nu! Pentru că avem motiv să ne împăcăm. Așa. Deci, stop, că... Mulțumesc pentru participare. Nu, Pipi, zic că tu mai rămâi acolo, că urmează să tragem varianta necenzurată. Hai, mă, Gogoașa, terminați. Îmi pare rău, nu pot, că mi-a revenit migrena. Când? Păi, când am auzit că vrei să joci o scenă intimă cu Nasti, fără să-mi ceri acordul. Hai, dragă, să ne răcurim puțin, fac eu cinste. Și eu... Tu te răcurești singurel. Deci așa nu merg niciodată. V-aș vorbi toți patru să vă ascundeți de mine, mă? De mine, mă? Care v-am fost ca o mamă și m-ați lăsat să mor singură prin spitale. Nu v-ar fi rușine să mă fie. Trebuie să nu rupe frontul, că te termin! De acum încolo, schimb foaia. Avem foi, mă? Staci! O să vedeți voi cine și eu. E Gugu! Iar te prostești, bă, tembelule! Sunt Gugu, păsăroile, sunt chiar măsa! Puteam să jur! E să rămână atunci! Dar mersi de informație! Că cu ocazia asta am aflat că și puiul meu mic și nemernic de acelea cu voi. Și mai mult decât atâta, se mai și deghizează în mine. De zevenghiu. Ce faceți, bă? Iar vă jucați de armata? Mă mișcă! Trezi la loc!
cât am făcut. Eu te omor, înainte să mă omori tu. Voi ei. Dar eu n-am făcut nimic, mămică. Exact, n-ai făcut nimic. Că puteai să vii la mine, pramate, și să-mi spui că ești bine. Și că te-ai zis la casa ta. Nu să mă lasă să te cau peste tot până am făcut atac de cord. Ai făcut atac de cord? Din cauza mea, mămică? Iartă-mă, mămică! Iartă-mă și pe mine, tati! Bine, iartă-ne pe toți și zi unde vrei să dormi. La mine acasă! Că doar nu credeți că-s nebună să rămână acelea și să văd câte tâmpenii mai faceți. Cam pătimit destule, te mi s-a acrit! Prâșcă! Dacă îl știu pe costelușul al meu înconjurat, dar ți-a gabon. Conduș de stimabila și respectabila doamnă de fieracii de față. Ce-mi convinsă că nu o să mai facă nicio măgărie. Adică nu rămâne aici? Nu! Ura! Dați-mi pe jos de pe mine acum! Nu mai sunt în convalescență, dar puteți să mă omorâți, asta vreți? Da! Ce? Nu! Jos de pe tine, adică n-am bani de mormântare! Că n-am chef de mormântare, adică că eu vreau să fiu vesel, să... Nu să fiu trist, că să fiu vesel. Că filmulețul este făcut din fonduri europene. Că filmulețul este făcut din fonduri europene și tratează relațiile în... Oh, no! De unde n-ai vrea să știu eu? Că nu știu eu, că nu știu alt. De unde n-ai vrea să știu eu, că nu știu? V-ați vorbit de toți patru să vă ascundeți de mine, că nu știu nimic, deci, mă! De mine, mă! De mine, care v-am fost ca o mamă! Și să mă lăsați să vor singurică! Ce, nu-i mai zis, tată? I-ai primit? Ale, am pus ăsta pernică cu Iacu! Păi de aia, că nu știu! Vorbi cu Teo? Să știi că ești ironică degeaba. Pentru că eu nu mai am nicio treabă cu femeia aia. Nu mă mai interesează. Și nu ți-am zis nimic despre ea pentru că am considerat că nu te interesează. Că în fond și la urma urmei nici tu nu mi-ai spus nimic despre foștii tăi iubiți, da? Pupă, să calmează-te că nu te-am întrebat ironic. Eram curioasă dacă te-a convins să candidezi. Și dacă vrei să-ți povestesc despre foștii mei iubiți, spune. Da, nu mă feresc. Să știi că chiar nu mă interesează și nici nu vreau să le aflu numărul. Mă faci ușuratică sau mi se pare mie? Nu, dragă, vreau să zic că la cât de bine arăți tu, cred că te-a curtat jumate din București. M-o fi curtat, pupăzel, dar asta nu înseamnă că le-am și răspuns la avansuri, da? Am fost doar cu 3 bărbați. Hai, du-te că e simpatică. Nu crezi, a? E, lasă că o să-ți dovedesc. Hai, cum să-mi dovedești? Că doar nu ești mașină ca să ai kilometraj. Și chiar și ăla se poate da înapoi cu bormașina. Am eu niște băieți. Pupăză, nu întinde coarda mai mult decât e cazul. În sfârșit astăzi a ieșit soarele și pe strada mea. Yes! Pă bune? La noi în partea e mai tot timpul norat, chiar a și plouat. Cred că voi stați într-o zonă mai bună dacă stau eu. Era o metaforă, mârlane. Voiam să spun că a dat norocul peste mine. O să lucrez în televiziune. Ia auzi, portar sau șofer? Că nu-mi dau seama care s-ar potrivi mai bine.
Rest, râs, cărpănosule, dar chiar o să am propria mea emisiune. Că m-au sunat unii de la o televiziune și m-au rugat să fac niște filmulețe parodice, cum am făcut pentru poliție. Păi, dar alea nu sunt parodice, Gogule, sunt serioase. Exact asta le-am spus și eu, dar n-au crezut. Și le-au zis că le-a plăcut emisiunea cu Popa Comedie. Adică cu mine? Aha. Păcat că ne-a mai lăsat măta să o continuăm. Auzi? Și ce televiziune te vrea, mă? Zero TV? Nu, că nu mai există. Că ai băgat tot un faliment, ai uitat? Ce taie zbena că nu-ți spun, ca să nu ne sabotezi. Să ne? Adică sunteți mai mulți? Exact. O să filmez cu Mârlanu. El o să fie Popa Comedie. Odată o să fie. Ca a doua zi vine măta și le extermină, că ai auzit ce a zis la telefon. Nu le extermină. Uftică-te, că telefonul ăla n-a fost real. Eu am sunat și m-am dat drept mămica ca să-ți anuleze emisiunea pe care mi-ai furat-o, că a fost ideea mea. Și voiai să rămâi și cu toți banii, doar pentru tine. Și ție, Mârlane, ți-ar fi dat praful de pe tobă. A avut tobă și mie nu mi-ai dat. Cărpănosule, cărpă-n fân. Rusti, las, că vine și mie rândul. Și tu să nu îți dă berea promisă pentru ideea Popa Comedie, că a fost ideea mea. Mârlane, eu tocmai ți-am spus că o să fim parteneri. Pe bani frumoși. Și tu tot la bere ai rămas? Ce vrei, mă, mi-ești bine sete de la floricelele astea. Ai zis partener? Exact, deșteptule! O să fii coprezentator! Tu o să fii Popa Comedie, că le place la public! Și dacă nu plătiți chirie, nu filmați aici. Nu filmăm aici, că filmăm la Mârlanu. Poftică-te! Na! Și unde filmez? Felicitări, doamnă! Pentru ce? Cum pentru ce? Pentru Mârlanu, că dacă intră în televiziune, o să câștige binișor, o să fie partidă. Stai liniștit că nu cred că o să câștige așa bine, că e o televiziune micuță. Și ce dragă, că ăștia mici au mai mulți bani ca ăia mari, că au producții mai mici. Ei nu cheltuie pe vedete, decoruri megalomanice, pe figurație. Deci le rămân bani mai mulți pentru angajați. Serios? Păi, da. La asta nu m-am gândit. Bine, s-ar putea să ai și tu dreptate, că Mârlanu fiind doar asistentul lui Goboașă, mai mult ca sigur că ăla o să-și tragă partea leului. Deși eu nu înțeleg de ce. Pentru că Popa Comedie e vedeta, el e cerut de public, nu Gogoașă. Dar, mă rog, asta este treaba lor, e bucătăria lor, eu nu mă bag să se descurce singur. Oricum, felicitări încă o dată. Dar de ce mă feliciți pe mine și nu pe el? Păi l-am felicitat și pe el. Dar te felicit și pe tine că e și meritul tău, nu? Că știi cum se spune, în spatele fiecărui bărbat de succes se află o femeie puternică, hotărâtă, care știe ce vrea așa ca tine. Sunt gata, pupăză. Da. Pa! Pa! Noroc. Ce e asta? Dovada promisă, ca să te convingi că n-am avut decât 3 iubiți. Jurnalul meu. Mai e jurnal intim la vârsta asta? Se numește jurnal de activitate amoroasă. Și da, țin evidența pentru că sunt fată de general, crescută militarește. Ok, ok, normal că... Uite, aici e totul. Negru pe alb, cu cine am fost, unde? Ăsta a fost primul meu iubit. Un minor? Pupuse, e din 87, nu vezi ce scrie? Era în liceu. Ăsta a fost al doilea. Fiu de ofițer. Tata vrea cu tot din adinsul să mă mărite cu el. Dar eu nu-l iubeam. Foarte. Și al treilea? Al treilea a fost rocker. Ah, uite-l. El mi-a băgat pentru prima dată. Nu e nevoie să intri în amănunte, că... Microbul cu motocicletele, ce credeai că zic? Pe ăsta l-am iubit foarte mult. Dar n-am avut curaj niciodată să-i prezint tatei. Normal. Da? De ce? Era rocker. Cred că dacă ne vedea împreună, ne tundea pe amândoi. Așa dur e tăticu? Nu e dur pupăză, dar rockerii sunt anarhiști, sunt rebeli, n-au treabă cu militaria. Auzi, da, în pat, n-am simțit deloc latura asta ta hard rock. Adică ce vrei să spui? Că sunt lipsită de imaginație? Că sunt nepricepută? Te plictisesc cumva, pupăză? A, nu, iubito, ziceam că... Când n-ai venit cu ținte și cu piele, așa cum poartă rockerii. Fiindcă habar n-aveam că-ți place rock-ul. Păreai mai mult genul disco, anii 80.
Așa, așa. Fă, mă, fă, mă, babalâc. Sunt tata lui Jackson 5, nu? Sau cine sunt? Auzi, nu mai bine lăsăm noi vorba, că și așa nu prea ne iese azi. Și mergem sus să-ți arăt un hard adevărat? Da, vreau. Hai. Gata, am ajuns. Mamă, nimeni, mă, s-au culcat tot. Ia să vedem dacă a lăsat vreo bere. Bravo. Deci la culcare, că mâine dimineață ne trezim. Oh, ce zici de ăștia? Pupăza, pupăza. Îți dai seama? O să am propria mea emisiune. Eronat, Mârlani, o să ai propria lui emisiunii. Că Gogoașa e prezentatorul principal. Tu o să fii coprezentator, adică băiatul lui Dimingi. Facem emisiune sportivă. Mie nu mi-a zis așa. Ce să facă papa comedie la emisiune de sport? Să sfințesc porțile? Să sfințesc golurile? Nu, Mârlani, nu face nicio emisiune sportivă. Face comedie, adică exact ce ar trebui să faci tu. Că tu îi și porți numele. Dar de, dacă tu vrei să fii coprezentator, un fel de Daniela Crudu sau Altira Pandule, asta e problema ta, să știi. Tu ar trebui să fii prezentatorul principal, că lumea pe Popa Comedie îl place, nu pe Gogoașă. Și acum ai și tu o responsabilitate față de mine și față de alții care o să vină, nu? Păi unde îi culcăm, mă, Mirabela, că avem la o pată două persoane? Hai, mai culcăm unul în cadă, dar restul unde-i băgăm, în sifonier, unde? Păi, deșteptule, la copii mă refeream, că dacă o să fii cap de familie, o să trebuiască să câștigi serios, că copiii nu se țin cu apă și cu aer sau cu poanti. Să copii, noi să... Mirabela, îți promit că rămâi gravidă, mă ocup numai de chestia asta și o să devin prezentator. Dar ce zic eu prezentator? Directorul televiziunii. Dar ce zic eu director? Poate chiar paznic de noapte. Dar, Mârlani, dar dacă nu negociezi acum, înainte să înceapă emisia, ești pa la revedere, că să bati bugetul în cuie și nu mai poți schimba nimic. Zici că să negociezi acum, cât e fierul cald. Exact și dur. Stai liniștită că Gogoașa e la bar și polițiștii nu citesc. Adică? Persoana de față se exclud normal. Nu vreau să riscăm. Țineți ideea. Să o țin, mă! Da, să trăiți. Domnul Gogoașa, sunt Marlon Brando, director de programe. V-am sunat să vă spun că ne-a plăcut foarte mult caseta cu Popa Comedie. Da? Mă bucur că vreau să fie rubrică permanentă în emisiune. Da, ne-a plăcut atât de mult încât ne-am gândit să fie chiar prezentator. Adică să fim doi prezentatori? De ce nu? Că o să fim ca Luciu și Palade. Nu. N-ați înțeles. El o să fie prezentator și dumneavoastră asistentul lui. Cacapatos și Bordea. Am uitat asta. Poftă mare, băieți. Să rămână, șefa. Ce dolofanule? Nu te lasă șefii să-l faci pe Popa Bășcălie rubrică permanentă? E prea penibil, ai? Mă, mi-au luat emisiunea, mă, și i-au dat-o la Mărdanu. Și pe mine m-au făcut asistentul lui. Păi și tu ai acceptat, tăfălogule? Mă, tu te lași călcat în picere? Negociază, idiotule, la sânge cu ăștia, bă, sările în bereguș. Mă, mătură pădările cu ele să vadă că ești tare ca stânca. Așa, stai să vezi, stai să... Hai! Alo, televiziunea? Televiziunea? Cu domnul director de programe, vă rog, dar urgent. Urgent? Am zis urgent. Să trăiți, domnul director. Costel Gogoașa la telefon. Să știți că v-am sunat să discutăm în legătură cu propunerea dumneavoastră. Să știți că emisiunea se face în următoarea formulă. Eu sunt prezentatorul și Popa Comedie asistentul. Nu ce da! Nu,
Dar să știți că trebuie să vorbesc și cu echipa. Dar mâine, cel târziu, vă dau răspunsul. Ce? N-am mutat, dracu, a? Să ține tari! Să ține tari! Mama lor! Ba nu! Ba nu! De contră! Mi-a oferit buget! Mi-a oferit o... 2500 de euro! Cât? 2500! Și de ce n-a acceptat de prima și dată, idiot în camarad? Cum să începă cu... N-ai zis toată din aur să negociez dur, să le sar în bereguș, să mă torc ei pe jos? Păi ce-i voie să creadă că sunt foamea după bani și să mă facă din nou asistent? Ia, cum dorește că prioara apă dulce de izvor, așa-ți doresc eu. Ție mult noroc în viitor. Pf, o știe în șupă. Opa! Ne-a lovit elevarea, ne-am dat dracu! Dar ce citește acolea, dotule? Jurnalul intim al lui Zăvoranca? Nu! Al lui șefa! L-ai pus la papă el? Păi... Da! L-ai furicit! Mișcă imediat la secție, infractor deosebit de prost! Ești arestat conform articolului 209 din codul penal! Termină-mi dicțiere că n-am furat nimic, lasă-mă în pace! Dar ce ai făcut? N-am furat nimic! S-a încurcat treaba. Adică seamănă foarte tare cu agenda mea și erau amândouă pe blat în living. Cred că l-a lăsat acolo din greșeală. Și eu l-am luat fără să vreau. Da? Și tu la ce l-ai deschis, mă, porcule, care ești măgar? De curiozitate. Păi, știi câți iubiți a avut? Câți? Doar 3. Și ultimul era rocker. Atunci s-a făcut și ea rockeriță. Da, dar tasul nu știe. Nu i-a spus. Păi și cum dragi de-a mea cântă rog la drâmbă, mă? Pentru a mea oară spun că aia este liră, nu e drâmbă. Și o ține doar de fațadă, ca să pară fată cu minte la tasul. Păi ce crezi că ar fi ținut domnul general o rocăriță anarhistă în casă? Păi rocării așa sunt, mă! Tu n-ai văzut cum să dau piept în piept la concerte? Tu înțelegi acum ce pot să fac eu cu informația asta? Da! Ha? Să te duci la altă secție! Că asta o să întâmple când o afla șefa că ai furicit jurnalul și că l-ai mai și citit ca un porc și măgar ce ești. Auzi, știi ceva? Nici nu vreau să știu de chestia asta, eu nu vreau să particip la măgăria asta. Fă ce știi, că eu nu vreau să fiu complice. Bine, mă, duc să îl duc înapoi. Unde te duci, nefericitului, că acu' e prea târziu, că a coborât șefa și l-a luat de-acu' alea. Somnambulism lunatic. Da, păi, eu când sunt foarte stresat și acum sunt foarte stresat din cauza lui Mirabela, așa fac. Păi și ce cauți tu mai aici în dormitorul meu, mă? Cum nu știi? Păi somnambulii lunatici vor să ajungă la lună, să pună mâna pe ea și atunci urcă sus, pe acoperiș. De-aia am urcat eu aici la tine, bine că n-ai mansardă. Ieși afară. Da, normal. Scuzați. Și... Zici că n-ai nicio veste de la televiziune, ai? N-au, mă, că eu trebuie să-i sun pe ei. Păi sună-i, Gogule, de ce nu-i sun? Ce aștepți? Te sună ei, sună-i. Da, dar trebuie să le spun dacă accept sau nu bugetul și nu știu... Ce? Director! Da, să trăiești, domn director! Vă mulțumesc pentru generozitate! Abia aștept să dăm drumul la emisiune! Să trăiți! Yes! Yes! Mârlane am dat lovitura! Ce, mă, că n-aș zice nimic? Era o metaforă, Mârlane! Voiam să spun că l-am apucat pe Dumnezeu de-un picior! Dumnezeu are picioare! Ce dragune! Mârlane, și asta era o metaforă? Voiam să spun că ne-au dublat bugetul, mă, ne-au dat 5.000 de euro! Îți dai seama ce înseamnă să negociezi dur? Trebuie să-l cinstesc pe Chiorete, că datorită lui a negociat așa de tare. Ce-i, mă, nu te bucuri? Bă, tu chiar nu-ți dai seama că o să câștigi cât un prezentator? O să ai, practic, un salariu egal cu al meu.
S-a mor tu? Da! M-a iertat! Zvine să crezi, m-a iertat! Tu stai seama ce înseamnă asta? Că avem o șefă bună și de treabă. Asta înseamnă că își dă seama că o am la mână. Și dacă o am la mână, trebuie să profit. Cu ocazii de-astea n-ai de multe ori în viață. Trebuie să mă aleg cu ceva. Care-s cu astea legi? Pun cu amendă, că doar ești colecționar. Poate cu o partidă de... Ha? Bă, tâmpitule, tu ești în ucigaș. Numai cei care îndrăznesc primesc. Tot o amendă? Da. Ori în cazul ăsta la tine cred că ești mai aproape de ajutorul de șomaj. Scuze, șefa, dar eu n-am apucat să vă spun tot ceea ce vroiam să vă spun legat de jurnal. Că m-am intimidat. Păi zi acum, că promit să nu te mai intimidez. Mulțumesc. Așa. Eu aș vrea să vă... Tati! Zenuța, am o surpriză pentru tine. Am luat bilete la Metallica și mergem împreună la concert. Păi bune! Yeah! Vă las acum, nu vă mai rețin, ne vedem la concert! Ah, yes! Și tata e rocker? Da, că după ce mi-a găsit jurnalul, a ascultat și i-a plăcut! Dar ce vorbeam mai devreme? Vreai să-mi spui că... Că vă mulțumesc! Da, că nu m-ați sancționat când v-am amenințat cu jurnal. Mirabela! Mirabela! Pupă-se! Ăsta! Pupă-mă! Nu, că eu nu mă pup cu asistență, doar cu prezentatorii. Stai, păi stai, dragă, eu chiar și sunt prezentator, sunt... Mă rog, nu-s prezentator plin, dar am leafă de prezentator plin. Că am negociat dur, cum ai zis tu, și am obținut aceea leafă cu gogoașă. Nu asta ai vrut? Am ocupi? Da, dar parcă eram mai mândră dacă erai prezentator plin, mă. Lăudam și eu cu tine. Păi, ce-ar fi convenit să vezi cum sar fanele pe mine? Că așa se întâmplă când ești vedetă de asta principală, megastart. În loc să mă apreciez că am renunțat la ispită, n-aș fi vrut și eu să fiu un Jerry Springer, un Bugs Bunny. Iartă-mă, Ferdi, fidelul meu, pentru asta chiar meriți un premiu. Dar să fie cu mămăligă, cu slană și cu usturoi. Pentru că femeia aia nu mai înseamnă absolut nimic pentru tine. Nu mai am nicio treabă cu ea. Pentru tine, pentru mine. Pentru tine și eu nu mai am nicio treabă cu ea, pentru că nu mai are nicio treabă cu tine. Că dacă mai avea treabă cu tine, mai avea și o treabă cu ea, da, așa? Bă, de ce-i spus și lui Mirabela? Aveți pisică? Da. Nu mai aveți.